Hristos a înviat, dragi prieteni. Anul acesta voi participa și eu la Marșul pentru Viață, chiar dacă se face în mediul online. De ce particip și în acest an? Pentru că și eu cred, la rândul meu, că fiecare copil are dreptul la viață. Fie născut, fie nenăscut, sunt tot ființe vii. Care este diferența dintre noi, cei care suntem maturi, și copiii încă nenăscuți? Faptul că noi ne putem apăra drepturile. Noi putem lupta pentru drepturile noastre, dar ei încă nu au această posibilitate, nu au această șansă. De aceea este datoria noastră, a tuturor, să luptăm pentru drepturile copiilor nenăscuți, să ajutăm femeile care trec prin clipe de grele încercare, care sunt obligate de soții lor, poate, sau de familie să facă avort, să fim alături de ele și să nu permitem să se întâmple acest lucru, să le încurajăm pe aceste mame și să le arătăm faptul că nu sunt singure. Doresc acum să adresez un mesaj familiilor de tineri. În primul rând, doresc să-i felicit că au avut curajul să se căsătorească la o vârstă mai fragedă, poate 18-19 ani, poate mai devreme, poate mai târziu la 20-22 de ani. Și să le spun faptul că nu sunt singuri. Dacă au avut curajul să se căsătorească, să facă acest pas și să pășească împreună în viața de familie, atunci cu siguranță și noi ceilalți suntem alături de ei. Și că nimic, dar nimic, nu poate justifica gândul de a avorta un copil, de a lua viața unui prunc încă nenăscut. Poate că familia voastră, familiile voastre s-au opus căsătorie, iar după ce v-ați căsătorit, nu au vrut să vă ajute cu nimic. Poate că acum stați în condiții grele, într-o casă veche, bătrânească, care stă să se dărâme pe voi. Poate că abia aveți ce să-l puneți pe o masă de pe o zi pe alta, dar aceste lucruri nu sunt scuze pentru a face un avort, pentru a lua viața unui copil. Doresc acum să vă dau un exemplu de care noi, tineri nascoriași, în această perioadă dorim să-l ajutăm. Acum 6 ani, ea avea 16 ani jumătate, iar el avea aproape 20 de ani, Elena și Mihai, doi tineri care s-au căsătorit, chiar dacă familiile s-au opus. Familiile nu i-au ajutat cu nimic, iar ei acum stau într-o casă bătrânească a bunicilor, în stare de 90% de degradare. Au trei copii, gemenii, David și Mihai, născuți la un an după căsătorie. Mai este și Elena, care a fost născută la 3 ani după căsătorie. Trei copii frumoși. Gemenii sunt și bolnavi, au hidrocefalie. Dar cu toate astea, părinții nu s-au gândit niciodată să-i avorteze. Acum Elena este iară sărcinată, cu cel de-al patrulea copil. Ce va fi, încă nu știu, băiat sau fată, poate iară gemeni, nu se știe. Luna aceasta, la finalul lunii, va naște și vom afla. Dar niciodată nu s-au gândit la avort. Stau în condiții grele, Mihai muncește din greu cu ziua să aibă de familie. Iar pe deasupra, doi frați de Elenei, minori la rândul lor, stau în aceeași casă. Două camere, doi părinți tineri, cinci copii. Iar acum mama este iar însărcinată. Dar cu toate acestea, traiu greu de zi cu zi, nu e determinată să se gândească nici măcar o clipă la avort. Iar ca răsplată a jertferniciei lor, a dragostei lor, a faptului că au dat până acum viață la trei copii și se îngrijesc și încă de doi în plus. Adică au grijă de cinci copii, iar acum îl naște pe al șaselea. Ca răsplata acestor lucruri, Dumnezeu nu i-a lăsat singuri. Le-a cercetat credința și dragostea și acum îi răsplătește prin noi, tinerii nascoriași, care le oferim în această perioadă o casă și doresc să-i mutăm din două camere în patru camere mari, frumoase, cu toate condițiile necesare unui trai decent. Așadar, dragi tineri, aveți curaj, îndrăzniți, nu vă gândiți la avort, indiferent de ceea ce este în stânga și în dreapta, mergeți înainte, rămâneți drepți în fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. După clipe de grele încercare, tot timpul va veni și răsplata. Așadar, nu se știe de unde și vouă, celor care sunteți în grele încercări, vă va veni ajutorul. Nu uitați, toți copiii au dreptul la viață.